mai mulți oameni se nasc cu o vedere perfectă, adică au dioptrii la zero. În procesul de creștere însă pot apărea defecte ale ochiului. Cel mai frecvent defect este miopia. Copilul nu vede bine la distanță. Aceasta deoarece imaginile se formează în fața retinei. Copilul crește, crește și miopia. De aceea trebuie adus la fiecare 6 luni la medicul oftalmolog pe toată perioada creșterii. Cele mai mari creșteri ale miopiei apar în timpul saltului în înălțime. De cele mai multe ori, în momentul în care copilul crește brusc în înălțime, într-o vacanță de vară de obicei, că atunci se întâmplă creșterile acestea foarte bruște, și noi constatăm de asemenea o creștere mare de dioptrie. Pe lângă ochelari, copilul poate să-și stabilizeze defectul ochiului în timp ce doarme. Avem ca dispozitive medicale, de asemenea, și lentilele de contact. Și aș vrea să menționez dintre ele lentilele de contact dure, cele pe care le punem seara, copilul doarme cu ele, a doua zi le dă jos și vede bine fără ochelari, fără lentile. În timp, copilul nu mai are nevoie de ochelari, dar nu numai acest lucru, nu mai crește atât de repede miopia sau uneori chiar stagnează la momentul la care am introdus această metodă. Metoda se numește ortocheratologie și este disponibilă în România de destul de mult timp, are aproape 10 ani. Metoda se numește ortocheratologie și se practică de 10 ani în România. După ce se termină creșterea și dioptriile sunt stabile de 2-3 ani, e posibil să nu mai purtați niciodată ochelari ori lentile de contact prin chirurgia refractivă cu laser. Primul și cel mai folosit tip de operație se adresează părții din față a ochiului, numită cornee, dar și părții din spatele corneei, numită pupila. Se pun niște lentile ca de contact, cu rezolvare de 100% și cu rezultate excelente. Dacă nici acest tip de operație nu este fezabil, ultimul tip de a corecta vicile de refracție este să ne adresăm din nou cristalinului, ca și la o cataractă, numai că pacientul nu are cataractă. Atunci noi putem scoate cristalinul, lentila ochiului, care e transparentă, și punem una artificială pe care noi măsurăm dioptriile și corectăm viciul de refracție. Corecția poate dura astfel toată viața.